Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragă Greg, sora Ani, asta este nunta voastră pe care ați organizat-o, pe care ați plănuit-o, la care v-ați gândit, pentru care v-ați rugat. Sunteți aici cu oamenii care v-au dat viață, care au investit în voi și astăzi sunteți pregătiți să ieșiți din casele lor prin căsătorie, realizând propria voastră casă. Sunteți împodobiți de toate experiențele pe care le-ați avut în casa voastră, în casa părinților și fiecare clipă pe care ați petrecut acolo, ați analizat-o în perspectiva căsătoriei voastre și probabil că ați spus eu pe asta o să o fac, pe asta nu o să o fac. Acum este rândul vostru să trăiți frumos și începând de astăzi, ca niște oameni care îl cunoașteți pe Dumnezeu, să vă uniți în taina căsătoriei și să respectați legământul pe care îl faceți. Stimați părinți, suntem alături de bucuria dumneavoastră și este ușor de înțeles că cunosc foarte puțin familia Miresei și pe sora Ani, doar de când a venit în biserica noastră, însă cunosc bine familia Cardoș, pe fratele Grigore, pe sora Floare. I-am cunoscut înainte să se convertească. Am fost alături de ei uneori, alături de familia Simoniac, care le-a fost aproape și a fost un instrument al lui Dumnezeu pentru convertirea lor. Am văzut evoluția lor în anii aceștia, lupta lor pentru neprihănire, pentru abordarea unei vieți după litera cărții. Și astăzi, când vă căsătoriți al doilea băiat, vă înconjurăm cu dragostea noastră și vă binecuvântăm în numele Domnului. Asta este tot ce a strâns într-o viață de om, în mâinile astea bătătorite cu care ați muncit în România și aici cât ați putut de mult. Însă cu o mână luăm și cu două dăm, că așa este viața. Ne rămân copiii, nepoții și lucrurile se duc, dar oamenii rămân. În această zi vreau și eu să spun câteva cuvinte, având intenția să fiu de folos tuturor celor care le ascultă. Am și eu familie, copii, nepoți și cu această experiență cu care Dumnezeu m-a împodobit pe mine și pe dumneavoastră, stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu într-o nouă zi și ziua aceasta mâine va deveni istorie și îi vom pune notă, mică sau mare. M-am gândit că ar fi potrivit, ținând cont de circumstanța în care ne aflăm, să vorbesc despre cele trei mari influențe ale vieții. Noi oamenii ne naștem și creștem într-un mediu numit familia. Puțin mai târziu mergem la școală, apoi ne facem un cerc de prieteni, începem să lucrăm, să avem propria noastră familie și în tot drumul acesta al vieții, foarte mulți oameni au influența asupra noastră. Așa se face că toți oamenii care se nasc în țările arabe devin musulmani. A împărtăși religia islamică nu este o alegere, ci pur și simplu oamenii se nasc acolo și sunt influențați de mediul de hrănire în care cresc și trăiesc. Cine se naște în China sau în India nu mai este musulman. Cine se naște în Europa, evident, nu este musulman. Iată dar că noi suntem ceea ce ne influențează mediul în care creștem și trăim. Marile schimbări din viața unui om se petrec în momentele de criză sau sub influența puternică a oamenilor și a împrejurărilor vieții. Dincolo de orice posibilă schimbare care poate apărea în viața noastră sub influența mediului, există în viața fiecărui om trei mari influențe. Influențe care determină în mare măsură personalitatea omului, caracterul lui, atitudinile și comportamentele. Mentalitatea unui om este formată în mediul acesta de hrănire, în care copilul crește, devine un adolescent, un tânăr și un adult. Așa că în momentele următoare, Greg și Ani,
Aș vrea să vă spun că viața unui om, așa cum anticipam, este sub presiunea influenței oamenilor. Cel mai mult ne influențează părinții, biserica dacă mergem de mici la biserică, școala, rudele, prietenii, televizorul, computerul, pasiunile pe care le avem și ne pun în legătură cu anumiți factori de mediu. Eu vreau însă să vorbesc despre trei dintre aceste influențe. Le consider cele mai puternice în viața unui om. Influențe care îl afectează cel mai mult pe un om, fie el bărbat sau femeie, fie el un om cu școală sau fără, fie el din Austria sau din America. Influența părinților prin educație este cea mai puternică influență. Procesul de educație și de corectare făcut de părinți începe la naștere și se încheie în mare măsură la căsătorie. Copilăria este un timp special dedicat educației. Biblia spune, învață-l pe copil când este mic. Este un timp dedicat special educației pentru că în timpul acesta un copil își însușește cultura, tradițiile și obiceiurile părinților. Atât de puternică este influența aceasta în familie, încât copilul va împărtăși restul vieții religia părinților, cultura părinților, mentalitatea părinților, tradiția și obiceiurile părinților, în foarte mare măsură. Dacă totuși, sub influența altor presiuni, el se va schimba în anumite domenii, asta se numește schimbare, adică convertire. În general, copilul este educat prin învățătură, învățătură pe care o primește de la părinți. Această învățătură este caracterizată de repetiție. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și mama stă cu gura pe copil toată copilăria. Tata mai puțin, pentru că este mult plecat din casă. Dacă educația se realizează prin învățătură și este un proces, copilul este corectat prin disciplină și acesta este un eveniment. Dacă învățătura se face prin repetare, disciplina se face prin pedepsire. Și Biblia spune, cine cruță nu iaua, își urăște copilul, dar cine îl iubește, îl pedepsește. Educația și corectarea copilului se realizează atât prin învățătură, cât și prin exemplu personal pe care copiii îl văd la părinții lor. Prezența sau absența educației face diferența între un copil educat și între un copil needucat. Și prezența sau absența educației este foarte vizibilă în caracterul, în comportamentele și în atitudinea unui copil. E ușor când te uiți la un copil să-ți dai seama dacă a fost sau nu educat. De crescut crește. Cu pâine, cu mămăligă, cu cozonac, cu ce, cu nece, copilul crește. Cine nu moare, crește. Dar educația nu mai este ca și creșterea obligatorie. Educația este vizibilă. E ușor când te uiți la un om să-ți dai seama dacă a avut parte din niște părinți care au știut ce vor sau nu. A doua mare influență din viața unui muritor, pe lângă influența părinților prin educație, este influența Mântuitorului Iisus Hristos prin convertire. Atunci când oamenii devin adulți, prin curiozitate, ei vor să știe toate lucrurile care se întâmplă în lume. Și unul dintre mesajele care ajunge la inima oricărui om este mesajul Evangheliei veșnice a lui Dumnezeu. Mesaj care este numit o veste bună. De ce? Pentru că Dumnezeu care l-a creat pe om îi spune omului că deși a devenit vrăjmaș cu Dumnezeu prin păcatele lui, Dumnezeu este gata să-l ierte prin Iisus Hristos și să-l primească înapoi în inima sa de creator, în calitate de copil al lui Dumnezeu, dacă recunoaște că a greșit și își cere iertare și dacă crede în Dumnezeu pe care nu l-a văzut nimeni niciodată, dar este creatorul nostru. Credința în Dumnezeu și căința față de greșelile trecutului devenind componente ale procesului de împăcare între Dumnezeu și om care sunt în conflict. Ei bine, nașterea din nou
Această schimbare miraculoasă care se petrece în inima oamenilor care cred în cuvântul Evangheliei și se căiesc de păcatele din trecutul lor, această naștere din nou, acest miracol inexplicabil, se petrece în inima omului sub influența cuvântului lui Dumnezeu din Biblie și sub influența Duhului lui Dumnezeu, care de la cincizecime, de 2000 de ani până în prezent, locuiește în inimile oamenilor credincioși. Această convertire, eu personal și biserica, am remarcat-o în viața familiei Cardoș, a fratelui Grigore, a surorii Floare și a copiilor, Nelu și astăzi la Grig. Mântuitorul explică lui Nicodim, un învățător al vremii de atunci, îi explică faptul că nașterea din nou este obligatorie, este indispensabilă pentru un om care vrea să meargă în cer. După cum ați cumpărat bilet la avion, este obligatoriu și indispensabil dacă vrei să folosești avionul ca să te duci în România. Fără bilet, nu se poate. Și spunea Domnul Iisus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și dacă un om nu se naște din nou din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu poate. Iar nu poate înseamnă nu poate. După cum nașterea biologică înseamnă să ieși din pântecele mamei la perioada de aproximativ 9 luni și să intri în lumea asta numită terestră, tot la fel nașterea din nou înseamnă să ieși dintr-o lume în care trăiești în păcat și în mizerie, în gunoi spiritual și moral, și să intri în lumea lui Dumnezeu, renunțând la toate păcatele pe care le-ai făcut în trecut și considerând că aceasta e misiunea oricărui om să-și salveze sufletul ca să nu meargă în iad. Spunea Pavel în 2 Corinteni, dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală săvârșită de Dumnezeu prin puterea cuvântului din Biblie și în puterea Duhului Sfânt, o lucrare de regenerare a existenței interioare, a judecăților, a inimii, a valorilor, priorităților și convingerilor personale. Spunea Biblia în 2 Petru capitolul 1, versetul 4, Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care e în lume prin poftă. Noi toți știm că în lume este stricăciune. Ne temem de copiii noștri când vor merge la școală, că știm cât de mare e gunoiul de acolo. I-am crescut cu greu, avem gânduri prea bune pentru viitorul lor, ca să nu ne temem când îi lăsăm în jungla asta numită societatea modernă. Și Petru spunea, v-ați făcut părtași firii dumnezeiești, evident, după ce ați fugit de stricăciunea pe care odinioară o practicați. Prezența sau absența nașterii din nou face diferența între mântuit și nemântuit. Nu uitați, prezența educației părinților face diferența între educat și needucat. Dar și educații și needucații mor într-o zi. Însă prezența nașterii din nou face diferența între mântuit și nemântuit. Dar și mântuiții și nemântuiții mor într-o zi. Numai că după moarte vine judecata. Iar judecata este momentul în care unii sunt răsplătiți mergând în rai, iar alții pedepsiți și merg în iad. Aceasta este Evanghelia. Iar în Biserica lui Dumnezeu trebuie reafirmate mereu și mereu cuvintele spuse de Dumnezeu în această carte. Prima influență în viața unui om, cea mai mare care îl marchează cel mai mult, este influența părinților prin educație. A doua mare influență asupra unui om este influența Evangheliei și dacă omul se convertește, mai pe românește spus, crede și se pocăiește, atunci el intră în împărăția lui Dumnezeu prin convertire și asupra lui începe Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu să lucreze și omul se schimbă. Dacă fuma, nu mai fumează. Dacă consuma alcool, nu mai consuma alcool. Dacă înjura, nu mai înjură. Dacă fura, nu mai fură. Dacă nu mergea la biserică, acum merge la biserică. Și lista continuă până departe. A treia mare influență care se săvârșește
asupra unui om este influența tovarășului de viață prin căsătorie. Și asupra acestui lucru o să insist un pic. Nu toți copiii au parte de educație. Parcă mă doare gura să spun că eu nu prea am avut. Părinții mei au divorțat când eu aveam 6 luni de viață. Nu toți oamenii au parte de mântuire, pentru că unii o refuză prin necredință, părându-li se că religia lor este mai bună decât mântuirea oferită de Iisus Hristos, care așa de mult l-a costat încât a venit să moară în locul tuturor oamenilor care vor muri într-o zi, dar nu moartea biologică doar, pentru că au refuzat moartea Domnului Iisus. Însă, cei mai mulți dintre oameni se căsătoresc, dacă nu acceptă, prin procesul redefinirii familiei, alte metode de a-și rezolva problemele și dorințele personale. De pildă, concubinajul sau altele. Fiind la o căsătorie, am trecut doar puțin prin cele două influențe, influența prin educație a părinților și prin convertire a Mântuitorului în situația în care un om acceptă convertirea. Însă, fiind la nunta lui Greg și Ani, vreau să vorbesc mai mult despre influența partenerului în căsătorie. Căsătoria îi expune pe soți la schimbare, prin influența fiecăruia asupra celuilalt. Când vă veți trezi mâine dimineață, o să înceapă, printre altele, o luptă, care luptă va fi folosită de fiecare dintre voi doi să vă impuneți punctul de vedere. Voi veniți din două lumi diferite. Veniți din două case diferite, din două culturi diferite, din două obiceiuri diferite, din două biserici diferite și voi, pe lângă asemănările voastre care nu știu cât de mari sunt, vă veți confrunta cu multe diferențe care nu știu cât de multe sunt. Dar toate aceste diferențe vor deveni tema voastră de casă ca să le așezați în asemănări. Transformați din euro dolari sau din dolari euro. Așa că toate diferențele va trebui să le transformați în asemănări. Cum? Prin multă atenție. Așa că tu vei vrea, Greg, familia voastră să fie cum crezi tu că-i bine, iar Ani să nu zică nimic și să dintr-o dată să neglijeze tot ce știe ea și să devină un Greg numărul 2. Ani, tu vei veni în familia asta cu felul în care știi tu și vei vrea ca Greg să devină un Ani numărul 2. Iar între voi doi va începe o luptă. Ea va dura în jur de vreo 2 ani. Lupta aceasta poate să fie făcută într-o manieră civilizată, frumos, ea este normală, dar depinde cum o duci. Că atunci când vorbești, poți să vorbești frumos sau poți să te cerți. Atunci când vorbești, poți să folosești cuvinte dragă, te rog frumos și mulțumești, sau poți să folosești fă, bă, mă, și depinde de ce e în interior. Dacă aici e mântuirea lui Iisus Hristos, e una, dacă aici e lumea cu pofta, este alta. Dacă este influența părinților prin educație și maniere și cei 7 ani de acasă, e una, dacă astea lipsesc, e alta. Lupta e oricum, dar forma ei de a fi dusă depinde de cele două influențe, dacă sunt prezente sau nu. Influența lui Iisus prin îndumnezeire și influența părinților prin umanizare. Așa se face că Dumnezeu a așezat-o pe Eva alături de Adam în grădina Edenului cu scopul să-i fie un ajutor potrivit, cu scopul coabitării, completării, corectării și perpetuării. Acestea sunt câteva dintre scopurile principale pentru care lângă Adam, care avea vechime deja, apare un nou component, Eva, soția lui. Succesul căsătoriei depinde în primul rând de spiritualitatea voastră, nu de banii voștri. Și oamenii săraci și oamenii bogați se bat, se ceartă și divorțează. Și oamenii săraci și oamenii bogați se înțeleg, se iubesc și îmbătrânesc frumos, ținându-se de mână. Nu banii hotărăsc asta. Banii hotărăsc dacă mănânci pâine sau cozonac, dar felul în care te înțelegi în casă depinde ce ai aici și ce ai aici. Iar aici și aici, aici au pus părinții și Iisus Hristos. Dacă ai avut părinți
și dacă ai mântuitor. Succesul căsătoriei depinde de spiritualitate, depinde de maturitate, depinde de responsabilitatea soților care își înțeleg misiunea. A te căsători e o misiune. E misiunea să iubești un străin care îți devine soț sau soție. Și lucrul ăsta nu e ușor în fiecare zi, mai ales când vechimea trece de o lună. Așa se face că soțul dintr-o dată va avea multă influență asupra soției, dar soția asupra soțului și mai multă. De ce soția și mai multă? Soția și mai multă datorită constituției ei, datorită structurii ei și în mod deosebit datorită dependenței ei și lipsei de autonomie. Atunci când vorbim despre influența soției asupra soțului, ne uităm în textul pe care l-am citit la început. Petru îl scrie și el vorbește cu experiența unui om căsătorit. Și el spune mai multe lucruri despre soție în influența asupra soțului decât despre soț în influența asupra soției. La vârsta asta, eu confirm prin experiență personală că raportul lui Petru, când spune că soția mai mult îl influențează pe soț decât invers, este adevărat. O să spun câteva dintre condițiile influenței pozitive ale soției asupra soțului. Vei găsi la greg anumite lucruri care vei ști că trebuie corectate. Orice om are anumite slăbiciuni în viață, mai mari sau mai mici. Nimeni nu-i perfect decât unul singur, dar el nu-i de aici, e de sus. Influența soției asupra soțului se face în primul rând în lucrurile spirituale. Citim în epistola lui Petru următoarele cuvinte. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, care cuvânt? Este cu C mare, cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Deci Dumnezeu aici prin Petru vorbește despre influență în primul rând și apoi în legătură cu orice lucru. Dacă eu aș fi știut lucrurile astea cu 31 de ani în urmă când m-am căsătorit, ar fi fost bine. Pentru că nu le-am știut, a fost doar binișor. Anii au trecut și le-am învățat, dar le-am învățat punând multă presiune pe un om care mi-a devenit tovarăș de viață. Am venit în căsătorie cu tradițiile și cultura satului în care m-am născut, unde toți bărbații când veneau de la lucru mergeau la cooperativa din sat și se beau. Unii se îmbătau, alții doar beau. Am născut într-un sat unde de obicei bărbații își băteau nevestele. Am crescut într-un sat și lista continuă. Când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor, am înțeles că multe dintre obiceiurile mele sunt obiceiuri pe care trebuie să le las în urmă sau să rămân și eu în urmă pentru întotdeauna. Și atunci a început lupta. Am avut o luptă cu părinții care au vrut să mă educe. Părinți la mine înseamnă bunici. Am avut o luptă cu mine când m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Și a treia luptă a apărut când m-am întâlnit cu Carmen și m-am căsătorit. Toate aceste trei lupte nu s-au terminat niciodată. Și astăzi sunt în inima mea ca niște priorități. Și astăzi îmi dau seama că bunica a avut dreptate, dar când a fost vremea potrivită, eu n-am înțeles-o. Și mi s-a părut că e o povară pe inima mea și pe libertatea mea. M-am întâlnit cu Domnul Iisus și mulți ani nu l-am înțeles și pe deplin nu-l înțeleg nici acum. Și m-am întâlnit cu Carmen și nici pe ea n-am înțeles-o și am crezut că e împotriva mea și că vrea să mă țină sub papuc. Anii au trecut și îmi dau seama astăzi de multe lucruri pe care încerc să le pun în trei vorbe într-o predică numită cele mai mari trei influențe asupra oamenilor. Scumpii mei, Biblia spune următoarele cuvinte. Tot astfel, nevestelor, și voi fi supuse bărbaților voștri. Pentru că dacă greg nu ascultă de cuvânt, nu cu parul. Parul nu este o soluție. Par se numește băț, botă. Bota nu este o soluție. Când vorbim de lumea animală, acolo mai este o soluție. Dar când vorbim de lumea umană, acolo Biblia vine și spune următorul lucru. Ani, folosește cuvântul. Este prima armă pe care Dumnezeu o pune astăzi în inima ta și în gura ta. Să folosești cuvântul. Dar nu cuvântul ca și verbalizare, ci cuvântul lui Dumnezeu, verbalizat prin cuvinte.
Uneori vei constata că nu are influență asupra lui. Tu îi spui, intră pe aici și iese pe dincolo. Asta se întâmplă uneori la toți oamenii. Și atunci Biblia spune așa: când nu va asculta de cuvânt, să folosești exemplul tău personal. Uite ce zice Scriptura: pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Eu nu am știut, Ani, că există posibilitatea să convingi pe cineva tăcând. N-am știut asta mulți ani și am pierdut așa de mult. Să mulțumesc lui Dumnezeu că n-am murit înainte să învăț. Și am mai trăit un pic și cu bucuria că există și alte metode în afară de cele primitive. Prima este cuvântul. Folosește-l și spune: dragul meu soț, Dumnezeu m-a adus lângă tine ca un ajutor potrivit. Poate că uneori ți se pare că-ți stau în drum, că-ți iau libertatea să fii prea mult cu prietenii, nepermis de mult, sau multe. Dar eu vreau să spun că Dumnezeu m-a pus lângă tine pentru ca amândoi să ajungem în cer. Dacă cuvântul meu nu ajunge la inima ta, așa mă voi purta, încât exemplul meu personal va frânge ambiția ta, va frânge masculinitatea ta, va frânge mentalitatea ta de a crede că femeile sunt așa cum sunt. Exemplul meu personal, care va fi un parfum de bunătate, un parfum de caracter, un parfum de bună creștere, un parfum de alese intenții, un parfum de cuvinte deosebite, un parfum de mângâiere și când îți este greu. Această atitudine, într-o zi, va frânge și oțelul. Dumnezeu promite asta. Să nu vii să-mi spui că nu funcționează cu gura, pentru că ți-am spus dinainte, în ziua căsătoriei, că atunci când nu funcționează cu gura la tine și la aproximativ 3-4 miliarde de femei din lume, mai este o armă pe care femeia o are aici în mânecă. Este exemplu personal. Și cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri. Petru încearcă să explice ceea ce spune. Mai întâi spune și apoi explică. Datorită structurii ei, soția este înclinată mai mult decât soțul înspre lucrurile duhovnicești. Nu știu dacă toți bărbații sunt de acord de aici, dar asta este problema dumneavoastră. Femeile sunt mai înclinate înspre lucrurile cerești decât bărbații. Datorită structurii lor, ele nu au autonomie și sunt dependente. De aceea Dumnezeu e frânghia de care ele se agață. Poligamia le-a frânt, manipularea le-a frânt, masculinitatea le-a frânt. Sunt multe curente în istoria asta care le-au frânt. De aceea au întâlnit pe cineva care nu frânge, iubește, ridică, șterge lacrimile, dă demnitate, și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea ele au o înclinație naturală și pe deasupra și una disciplinată înspre singura frânghie care le ridică din această robie pe care bărbații mai puternici decât ele au manifestat-o de-a lungul vieții. Apoi, înțelegând rolul ei de supunere în familie, va manifesta interes pentru convertirea, pentru maturizarea și pentru slujirea spirituală a soțului ei în împărăția lui Dumnezeu. Biblia se referă la femei pentru bărbați, ca să-l corecteze, ajutându-l să se convertească, dacă e convertit să se maturizeze, iar dacă e matur să devină folositor în împărăție prin slujirea resurselor cu care l-a binecuvântat Dumnezeu. Asta este responsabilitatea ajutorului potrivit. Asistentul e cu ochii pe el să nu cumva să greșească. Al doilea lucru, succesul influenței soțului depinde de caracterul soției. Dacă soția vrea să-l influențeze, să aibă caracter ales, dar ea nu are caracter ales, este imposibil ca ea să aibă o influență asupra lui. Câți dintre dumneavoastră veți asculta un predicator pe care îl știți un om de nimic? Niciunii. Pentru că nimeni nu primește predica unui om pe care nu-l respectă. Dacă soțul nu-și respectă soția,
nu se va lăsa schimba de ea nici cât e negru sub unghie. Noi ne lăsăm schimbați de Iisus Hristos pentru că îl admirăm și pentru că îl respectăm și pentru că ne mirăm de bunătatea Lui. De aceea ne deschidem inima în fața influenței Lui, a cuvântului Său și a Duhului Său. Și inima noastră este schimbată în evenimentul convertirii și în procesul maturizării. De aceea ne lăsăm schimbați de părinți, pentru că o respectăm pe mama, cea mai bună ființă din lume. Poate până la căsătorie este mama. Mama este ființa specială, o pomenim mereu, murim cu ea în suflet și în gând. Dar nu vom lăsa o străină care nu știe să se poarte frumos, nu știe să aibă cerul în minte, în suflet și în cuvinte, să ne schimbe pe noi spunându-ne că suntem răi în timp ce ea e mai rea ca noi. Atenție! Soția va avea influența asupra soțului să-l corecteze după cum învață Petru, în momentul în care ea e corectată deja. Dar dacă ea are bube mai mari decât el, el îi va spune: drăguțo, uită-te mai întâi la tine și apoi sfătuiește-mă pe mine. Uitați ce spune Petru, și acum citesc unor oameni mari trecuți prin viață. Vor fi câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când bărbații vor vedea felul de trai curat și în temere. În temere înseamnă respectos. Podoaba voastră să nu fie extravaganța, moda și luxul, adică Petru spune așa, să nu fie podoaba din afară care se vede. Ce înseamnă? Petru dă exemple: împletirea părului, aranjarea ciufului, purtarea de bijuterii, împopoțonarea, îmbrăcarea hainelor de firmă și dacă se poate cu etichetele pe față să vadă și alții. Să nu fie asta podoaba numărul 1. Asta să fie podoabă, dar numărul 1. Cu podoaba asta nu schimb pe nimeni. Ba schimb pe străinii care se uită după tine, dar pe soț îl schimb cu o altă podoabă. Asta scrie Evanghelia, nu vine de la mine. Și acum citesc: și podoaba numărul 1 să fie omul ascuns al inimii. Un om special în interior, un caracter ales, o conduită deosebită, o bunătate deosebită, o milă, o iubire, o iertare, o pricepere. Să știi cum să-l iei pe bărbat, cum să-i vorbești, cum să-l îndulcești și cum să-l influențezi ca să iasă ceva din el. A încercat mama, a făcut un pic, a încercat Hristos, a mai făcut ceva și acum finisează soția. Succesul influenței soției depinde de caracterul ei. Soția nu poate folosi metode rele ca să facă lucruri bune în viața soțului ei. Dacă folosește metode firești, nu le înșir. Vorbe urâte, țipete, ceartă, cicăleală, atunci soțul se va împotrivi și va intra în luptă cu ea. Ea se luptă cu metodele ei, el cu ale lui. Și ajung la bătrânețe luptându-se. Aud și vecinii, știu și părinții, știu și rudele, știe toată lumea. Aia nu mai e familie, pentru că metodele pe care le folosesc sunt greșite. A trecut timpul și închei spunându-i ceva și lui Florin, lui Greg. În versetul 7, Biblia spune următoarele cuvinte: la rândul vostru și voi, bărbaților, să vă purtați cu înțelepciune, dând cinste femeii. Greg, înțelepciune înseamnă să ții minte că lângă tine nu ai un bărbat puternic, tare, cum ești tu. Și ai lângă tine o ființă care este fragilă, este sensibilă, Biblia o numește vas mai slab. Și zice așa, pentru că este un vas mai slab, să-i dai atenție. Cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Dacă poți să ții minte asta, poți să uiți totul. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. Frica asta o urmărește întotdeauna. De aceea o simplă afirmație îi va alunga frica. Să fii liniștită că te iubesc. Te iubesc. De 2-3 ori pe zi, asta repetată îi alungă frica. De ce să ai lângă tine o femeie speriată? De ce să ai lângă tine o soție stresată că nu merită ca să o iubești? De ce să nu asiguri că o iubești și că toate lucrurile sunt în regulă? Biblia spune așa, să te porți cu înțelepciune, bărbate. Și să consideri faptul că ea nu-i ca tine și atunci să-i dai cinste.
Cuvântul cinste înseamnă atenție. Bărbații cred că dau atenție dacă sunt acasă. Dar Biblia se referă aici la o atenție de calitate. Dacă ești acasă și te uiți la televizor, aia nu e atenție la nevastă, e atenție la Hollywood. Dacă ești acasă și te uiți la sport, aia nu e atenție la nevastă, e atenție la România, Ungaria, 1-1. Atunci când îi dai ei atenție, lași telecomanda, lași computerul, lași televizorul, lași telefonul și te uiți în ochii ei că ai luat-o de la taică-sa și de la maică-sa de acasă și i-ai spus așa, eu te voi iubi. Ține-te de cuvânt, omule. Dă-i atenție de calitate numai ei. Atunci ea se satură pe dinăuntru și va fi liniștită și va fi blândă și va fi un ajutor potrivit de minune. Scumpii mei, Apostolul Petru spune următorul lucru: trecând prin viață, mulți vă vor spune ce să faceți, când și cum. Însă, sunt trei mari influențe care vă vor influența cel mai mult. Primii vor fi părinții. Numărul 2 va fi Domnul. Însă numărul 3, Ani, va fi soțul tău și numărul 3, Greg, va fi soția ta. De astăzi înainte, trebuie să aveți grijă cum manifestați influența unul asupra altuia, ca să nu vă certați, ca să nu vă supărați, pentru că în casa voastră aveți dreptul să fiți fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și binecuvântările cerului și ale pământului să fie în casa voastră, în viețile voastre și în viitorul vostru. Amin.